Vă salut, prieteni, și bine ați venit la un nou video. Trebuie să încep cu faptul că n-am mai postat de mult timp. Și vreau să-mi cer scuze sau într-un fel, nu știu cum să-i spun, pentru faptul că n-am mai postat de mult timp, deoarece am muncit foarte mult pentru clipul acesta. N-am mai postat de vreo săptămână sau ceva de genul, dar o să urmeze clipuri unul după altul, bandă rulantă. Bandă rulantă o să urmeze. Muzica este considerată artă și mulți dintre noi ne delectăm cu puțină muzică pentru a avea o zi mai bună. Dar cât de veche este? Haideți să aruncăm o privire peste muzică. Capitolul 1. Muzica preistorică. Datează din Paleoliticul Mijlociu și constă în lovituri între pietre, lemne sau orice alte obiecte uzuale. Au fost concepute și imnuri de slăvire, din urlete și dansuri. Astăzi, aceste forme de manifestare sunt privite oarecum sceptic, deoarece erau limitate la sunete precare și destinate mulțumirii zeilor. Muzica neolitică se cânta în templele păgâne, iar cea laică de către vocile copiilor. Cu toate că nu există dovezi scrise, s-au găsit numeroase pietre și mai târziu documente desenate cu instrumente preistorice. Treptat, această muzică s-a dezvoltat, ajungând la muzica antică, puțin celebră și cunoscută în ziua de azi. Iar muzica de pe fundal este cum suna aceasta. Capitolul 2. Muzica din Antichitate. China antică. În China, practica muzicală cunoștea forme diverse. Se menționează existența unei muzici de cult, alături de imnurile cântate pentru împărat, ca și o bogată muzică a poporului. Instrumentele muzicale ale acelei perioade erau destul de variate ca formă și sonoritate. Instrumente cu coarde, ce produceau sunete prin ciupire, frecare sau lovire, de percuție, cum erau gongurile de mare dimensiune, acolo vibrații largi și grave erau menite să asigure atmosfera în componența cultului. Iar mai apoi, în cadrul spectacolelor de teatru, instrumente de suflat, răspândite prin mai multe tipuri și variante de fluiere, cornuri, etc. India antică. În cultura Indiei antice, muzica era la loc de mare cinste în credința vechilor indieni, ea fiind dăruită oamenilor de către principalii zei, Brahma, Indra, Shiva și Sarasvati. Ei practicau cântul vocal, ca un ritual spiritual. Egiptul antic. Cu elementele care se regăsesc, dar și altele specifice anumitei culturi, s-a dezvoltat arta muzicală la popoarele asiro-babiloniene, la evrei sau la egiptenii lumii antice. Muzica aparținând fastului de cult la evrei era grandioasă. Se spune că la templul regelui Solomon au cântat 2000 de muzicanți. Știu, mult! Iar în ritualul de cult al egiptenilor ocupă un loc de prim ordin. Există apoi o muzică pentru regii evrei și faraonii egipteni care întregea ceremonialul palatelor. Se menționează o muzică populară a oamenilor de rând, neîndrăgită în canoane rigide, în care se cânta dorul și elanul, dar și starea de sclavie, de robie, la care erau supuși. Dintre instrumentele folosite, unele fiind comune cu ale altor culturi, se desprinde harpa egipteană de o anumită construcție și lira în muzica evreilor, la care cânta însuși regele David. Grecia antică. În Grecia antică, muzica ocupa un loc de seamă în mai toate formele de activitate ale societății. Ea se înscrie printre obiectele de învățământ cu mare pondere în formarea viitorului cetățean. Fără muzică nu se concepea spectacolul din perioada de mare înflorire a tragediei și a comediei. Iar profesionalismul muzical a culminat cu celebrele concursuri de mai târziu. Forța lăuntrică a muzicii este concepută de vechii greci ca putând influența și forma caractere umane. Grecii considerau că muzica este o artă imitativă care era în stare să reproducă caracteristici morale și să le transmită auditorilor. Philodemus, în schimb, considera că muzica nu este altceva decât un lux, la care, la fel ca mâncarea bună sau băutura bună, nu poate decât să creeze o senzație de plăcere. Roma antică. În anul 146 înaintea lui Hristos, cetățile grecești sunt cucerite de Imperiul Roman, aflat în prima afirmare a puterii sale. La acea dată, cultura romană presupune cultura popoarelor autohtone latine, influențată puternic de cultura popoarelor sclavagiste mediteraniene, Siria și Egipt. În urma contactului cu lumea elenică, cultura romană va prelua practica și teoria muzicală a grecilor, pe care le va asocia elementelor proprii deja existente. Și astfel, de la stadiul în care era practica numai de sclav fiind prețuită ca atare, muzica ajunge în secolul 1,
după Hristos, să se bucure de cinstea ce i-a fost acordat democratica Greciei. Ea devine factor important în educația tineretului, mai ales a celui a provenit din rândul familiilor nobile. Sunt consemnate la Roma coruri formate din tineri și tinere, aparținând clasei conducătoare, care executau imnuri la festivitățile oficiale. Se menționează, de asemenea, pasiunea pentru ascultarea muzicii ca și un profesionalism, atât pe latura interpretării muzicale, cât și vocale. Capitolul 3. Muzica din Evul Mediu. Despre muzica europeană a Evului Mediu Timpuriu putem vorbi cu mai multă certitudine decât despre cântările vechilor elini. Muzica pe care o ascundeau neumele, adică notele, medievale, reprezenta partea cântată a ceremoniilor religioase ortodoxe și catolice. În perioada timpurie a Evului Mediu, ea consta dintr-o unică și firavă linie melodică, adică o monodie, o singură voce sau un cânt religios, destinată intonării de către un cântăre sau un grup, desfășurându-se pe un spațiu melodic, ambitus, restrâns. Această cântare putea totuși îmbrăca forme diferite, de la psalmodia ce repeta un singur sunet, intercalând pe alocuri scurte formule melodice, până la cântul propriu-zis bogat în melisme. Cântările liturgice melodice și cântările liturgice ortodoxe au fost organizate în secolul al VIII-lea de Ioan Damaschinul într-o carte numită Octoi. Cele mai vechi cânturi care s-au păstrat datează din secolul al IX-lea. Cântările liturgice catolice au căpătat denumirea de gregoriene după Papa Grigore I, despre care se credea că le-a unificat și codificat în jurul anului 600. Cele mai vechi cânturi gregoriene care s-au păstrat datează din secolul al X-lea. Cântul este expresia atotputerniciei ideologice creștine în Evul Mediu, când autoritatea bisericii era temută nu numai de mulțimea credincioșilor, dar și de regi și împărați. Era unul din mijloacele cele mai eficace prin care biserica se menținea stăpână pe sufletul mulținilor. Viața poate fi îngrădită, ea nu poate fi însă împiedicată să se manifeste conform cerințelor firești. Intimidați și speriați de viziunile apocaliptice care biserica îi amenința, oamenii nu refuzau atunci când scăpau de sub sfânta tutelă. Desfătarea prilejuită de cântecele lumești mai puțin severe, fremătoare și generoase. Nu putem reconstitui creația folclorică a acestor vremuri, dreptul la notare fiind rezervat doar cântului, iar priceperea scrierii neumelor neavând-o decât monahii, însă existența unei bogate și variate muzici populare este mai presus de orice îndoială. Capitolul 4. Enașterea. În școala franco-flămândă cântau Johanne Ockham, Jacobo Crep, Josuin de Pue, Gil Bichoan, Julum Dufay. În a doua școală neerlandeză, secolul XVI, cântau Orlando Di Lasso și Jan Peter Svelnik. În Italia, Giovanni Pierluigi de Palestina, Luca Marezio, Carlo Gesualdo da Vinoza, Claudio Monteverdi. În Franța, Clément Jucon, Julian Costelli, Claude Gonibel și Claude Lejoux. În Anglia, Thomas Morley, William Byrd, John Dowland, John Bull și Orlando Gibson. În această perioadă, muzica a devenit artă. Muzica s-a modernizat din bocănituri și vocalisme în instrumente care fac anumite zgomote. Capitolul 5. Perioada barocului. Barocul muzical are trei perioade: incipient, median și târziu. Grija de a crea sunete mai perfecționate. În domeniul instrumentației apar noi instrumente muzicale, cum ar fi cele de percuție, noi instrumente de suflat, o grămadă. Suita barocă este caracterizat prin contrast tematic și unitate tonală. Ea este formată din dansuri, sarabandă, alemandă, ghigă, curantă, rondeo, bore și poloneză. Concertul din această perioadă se numește Grosso și are două grupe de instrumente, soli și tutti. Sonata este de două feluri, da chiesa religioasă și da camera laică. Preludiul are plan total constant, fuga este monotematic, iar ca structură se împarte în două sau trei secțiuni, expoziție, divertisment și eventual repriză sau încheiere. Se compun de asemenea opere, oratorii, pasiuni. Compozitorii acestei perioade sunt bine cunoscuți: John Sebastian Bach, George Handel, Antonio Vivaldi, Arangelo Corelli și o grămadă. Capitolul 6. Perioada clasică. Termenul și expresia de clasicism, stil clasic, se aplică unei perioade lungi de timp, cuprinzând ceea ce noi numim muzică barocă și muzică romantică.
Clasicismul era o filozofie a artei și a vieții care se bazează pe simplitate, echilibru și, cel mai important, pe ordine. Capitolul 7. Muzica romantică. Cultura muzicală din prima jumătate a secolului al XIX-lea este dominată de curentul romantic, care a adus mari noiri ale limbajului muzical. Frământările revoluționare din toată Europa, efervescența vieții spirituale de pe întregul continent, nu puteau fi oglindite într-o senină artă clasică cu un ponderat și schimbat limbaj. Transformările limbajului, ca și noile aspecte statistice ale creației muzicale, își au mai toate o vârșia în lucrările lui Beethoven și ale contemporanilor săi mai tineri, Schubert și Weber. Capitolul 8. Muzica modernă. Din secolul 20 s-a înființat muzica dodecafonică și muzica serială. Îndeoseb de alte capitole, muzica din secolul 20 s-a împărțit în mai multe genuri. Muzică clasică, muzică tradițională, muzică de genul hip-hop și muzică disco, pop sau... Mai sunt și alte stiluri care aparțin de cele menționate. Muzica clasică este cea care poate fi găsită și în perioada romantică. Muzica tradițională diferă de la țară la țară. Muzica de genul hip-hop, mai deschide o paranteză, există muzică rap, pe care o fac și eu, și muzică trap. Muzica rap poate fi de două categorii. Underground și comercială. Muzica trap poate fi în aceleași două categorii. De asemenea, muzica trap este o altă categorie mai nouă a muzicii rap. Sunt mulți rapperi cunoscuți, cum ar fi Eminem, Eazy-E, Snoop Dogg, Jay-Z, Drake și mulți alții. Muzica disco este de asemenea asociată cu clubul, iar muzica pop este de multe ori cea mai bună pentru radio. Vă mulțumesc că ați privit acest clip și poate v-am învățat ceva despre muzică. Din nou, îmi cer scuze pentru perioada lungă de lipsă pe care am avut-o pe YouTube. Promit că de acum încolo o să scot videouri mai repede, la una, două zile, poate chiar la... În acelea zi câte două, nu știu, amestecate, dar mai repede de o săptămână. Eu am fost Alex, iar ne vom revedea data viitoare și, ca de obicei, hai, pa!